mai întâi despre copaci, dacă tot l-am întrebat pe domnul președinte câți copaci a plantat în decursul vieții, aveți idee cât ați plantat? N-am numărat, dar am plantat foarte mulți copaci și în multe localități. Despre subiectele și nu plantez numai când sunt camere de filmat. Acum am făcut-o ca să și dăm un îndemn, un imbold către aceia care iubesc natura, care își dau seama că pădurea este vitală pentru viața noastră, să se implice. Despre săptămâna viitoare va fi plen pentru învestirea unui nou guvern. Până acum, negocierile pe care le-ați avut cu celelalte partide arată că veți avea un vot de investitură sau se va întâmpla ca și la guvernul Orban? Vom vedea. Este mâna Parlamentului decizia privitoare la învestirea guvernului Câțu. Noi am purtat discuții, negocieri, am încercat să formăm o majoritate. Miniștrii noștri s-au prezentat în comisii la un nivel foarte bun, într-o evidentă creștere, dar fel se vede că au și obosit să ne dea aviz negativ candidaților noștri de miniștri, foarte mulți primind aviz favorabil. Prestația guvernului, care de fapt este în funcție, este o prestație extrem de serioasă, care abordează cu maximă responsabilitate toate problemele României și care împinge înainte toate proiectele de dezvoltare. Ca atare, ce va face Parlamentul, va face Parlamentul. PNL-ul ne va face colegii noastre. PNL-ul va acționa în conformitate cu prevederile constituționale, cum este normal. Vor vota? Va acționa în conformitate cu prevederile constituționale. Nu mă întrebați că ăsta e răspunsul standard. Ne-am străduit, încercăm să formăm o majoritate și vom vedea că până la urmă Parlamentul decide. Oricum și cu această ocazie repet ceea ce am spus privitor la boicotul PSD. După ce au boicotat prima investire, după ce au atacat la Curtea Constituțională invocând o inepție care nu are nicio legătură cu Constituția, au mai creat un precedent periculos pentru România, și anume în birourile permanente reunite, la planificarea procedurii de investire, nu au prevăzut data plenului Camerelor Reunite la care trebuie să dea votul de investire, au prevăzut doar datele audierii miniștrilor în comisie. Așa ceva nu s-a întâmplat în 30 de ani și arată că PSD nu înțelege nimic din democrație, calcă în picioare Constituția și voința cetățenilor. Ați participat și în alte localități. În Dâmbovița, ne dați un exemplu, când ați mai participat în alte localități? În Dâmbovița nu pot să vă dau un astfel de exemplu, dar am participat în foarte multe alte localități. Cum vă explicați votul negativ din partea USR-ului în mai multe comisii, cum ar fi la muncă sau la fonduri europene? E greu de explicat. În cazul în care lucrurile nu ies luni așa cum vă doriți, care e planul B? Păi luni trebuie să se întâlnească birourile permanente reunite. Social-democrație. Bun, așa s-au lansat pe surse. Așteaptă răspunsul la de la CCR. Când va da decizia pe ordonanța de urgență. Nu văd nicio legătură între procedura de investire și activitatea Curții Constituționale. Sigur, poate fi legătura politică care există între PSD și unii dintre judecătorii Curții Constituționale. Altfel, n-are nicio legătură instituțională, n-are nimic de a face procedura de investire cu ordonanța de urgență privitoare la alegerile anticipate pe care a adoptat-o guvernul pe care îl conduc. Dacă votul pentru primul ministru Câțu va trece, credeți că va fi mai bun prim-ministru decât ați fost dumneavoastră? Va fi la fel de bun. Referitor tot la păduri, cum putem scăpa de mafia lemnului la noi în țară? Implementând cele mai moderne sisteme de monitorizare, de asigurare a trasabilității, aplicând legea cu severitate, fără niciun fel de menajamente pentru aceia care taie pădurea, care nu o exploatează în conformitate cu amenajamentele și cu prevederile legale, pentru aceia care utilizează diferite pretexte pentru a face tăieri ilegale. De altfel, știți foarte bine că aplicația Inspectorul Pădurii, programul SUMAL și alte sisteme de monitorizare inclusiv din satelit sunt pe cale de a fi introduse, astfel încât să avem un sistem de apărare a pădurii care să ne permită o luptă eficientă împotriva tăierilor ilegale. Când va mai exact va fi relansat SUMAL? Nu e relansat SUMAL, este în curs de realizare. Este un proiect al Ministerului Mediului,
Din câte mi-aduc aminte, ministrul a și dat un termen până la care urmărește operaționalizarea SUMAL, sistemul de urmărire a masei lemnoase. Sigur, și alte proiecte sunt în curs de derulare. Vrem o întărire a eficienței gărzilor forestiere, o implicare a tuturor autorităților care au atribuții în domeniu, poliția și toate celelalte entități care sunt implicate în acest proces, și sunt convins că el va da rezultate într-un timp nu foarte lung. Domnule prim-ministru, despre coronavirus, se apropie sărbătorile de Paște și foarte mulți români din Italia, Spania, din zonele cu de carantină și unde au fost semnalate cazuri de coronavirus, vor veni în țară. Este pregătit guvernul România să facă față unui aflux de români care se întorc? Știți foarte bine că încă din în afară de recomandări, încă din momentele în care s-a văzut dimensiunea epidemiei, am rugat românii din regiunile afectate să evite orice deplasare care nu este necesară, pentru că, la urma urmei, nu fac altceva decât să-și pună în pericol membrii familiei, să-și pună în pericol prietenii, să-și pună în pericol... Sigur, asta nu înseamnă că nu mai poate să vină nimeni din Italia, dar sunt câteva zone care sunt afectate, unde există un risc de contaminare cu COVID și acolo trebuie să existe precauție. Nimeni nu zice să nu vină românii de sărbători, sărbătoarea creștină a Paștelui. Asta, dar este preferabil. Păi asta este problema, pentru că dacă vin dintr-o localitate afectată, intră automat în carantină instituționalizată, iar dacă vin din zone unde există o contaminare ridicată, zone cu risc, vor fi într-o carantină sub formă de izolare la domiciliu. Da, da. Domnul ministru, aveți suficient oameni cât polițiști, jandarmi care se... Am să fiu foarte onest privitor la principalul element pe care contez este responsabilitatea cetățeanului. Va fi foarte dificil în cazul în care crește numărul celor aflați în izolare la domiciliu la cifre. Sigur că poliția, jandarmeria, reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, toate autoritățile care au competențe în acest domeniu sunt implicate în urmărirea modului în care se respectă izolarea la domiciliu. Pe de altă parte, vă dați seama că dacă crește numărul la 70, 80, 100 de mii, va fi extrem de dificil, pentru că nu vom avea suficientă resursă umană, dar noi încercăm să menținem condițiile de izolare la domiciliu, să facem educare a cetățenilor, atât cetățenii care pot să intre, cât și familiile lor. De asemenea, să informăm cetățenii privitor la izolarea la domiciliu și riscurile pe care le are dacă o persoană care este izolată la domiciliu părăsește domiciliu și intră în contact cu oameni. Domnul ministru al Sănătății spunea că s-a discutat cu cei reprezentanții bisericilor și urma să tragă o concluzie. Posibil ca anul acesta să avem, nu știu, slujbe, noapte de înviere, porțile închise la televizor, ca oamenii să... Cel puțin în Timiș, acolo unde au fost multe cazuri. Nu descrieți o astfel de panoramă care deocamdată nu are legătură cu realitatea. Sigur că noi am studiat toate scenariile posibile, am stabilit măsurile, procedurile pe care le avem în diferite situații, pe scenariile care pot să apară. Ce pot să vă spun că astăzi în România sunt doar 7 persoane infectate, deși am avut un val de intrări din Italia cum n-a existat. Am avut 5, 6, 7 mii de oameni care au intrat zilnic din Italia, care mai ales în ultima perioadă nu mai folosesc transport în care se poate identifica punctul de plecare, transport de tip aer, avion, tren, autocar, unde există clar foi de parcurs, se poate asigura trasabilitatea pentru pasageri, folosesc mașini, dar chiar și pentru cei care vin cu mașini private, poliția de frontieră, angajații direcțiilor de sănătate publică, toate structurile care sunt implicate caută să identifice locația din care se deplasează, să furnizeze toate informațiile necesare astfel încât să reducem la maxim riscul de contaminare. Deci deocamdată avem 7 cazuri diagnosticate, dintre care 3 din informațiile mele deja
s-au însănătoșit, au ieșit negativ în două examene succesive, că se fac două examinări pentru a se confirma faptul că s-au însănătoșit. Sigur, suntem în stare de veghe, mobilizare maximă, intervenim prompt în orice situație care apare, astfel încât să diminuăm la maxim riscul de contaminare. Era și o gură de oxigen acești români veniți în țară, care cheltuiau mulți bani în această perioadă. Dar pot să vină români care sunt în zone care nu sunt afectate, unde nu există cazuri de coronavirus. Pot să vină și cetățeni care nu sunt din zonele foarte afectate sau din localități închise sau localitățile unde există un număr foarte mare de persoane de diagnostic. Normal că merg la slujba de Paște.